Imagini revoltătoare apărute pe Facebook au condus la o anchetă de braconaj în județul Brașov. În câteva fotografii postate pe internet de un tânăr din satul Messendorf, se vede un pui de râs sugrumat cu un laț și torturat îngrozitor. Asociațiile de protecție animalelor au reacționat imediat, iar polițiștii au identificat doi bărbați implicați în acest caz. Suspecții susțin însă că râsul fusese omorât de câinii de la o stână. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Fotografiile au stârnit indignare în rândul iubitorilor de animale. Este incredibil. Noi ne chinuim să salvăm animale sălbatice și sunt oameni care efectiv le țin legate cu sfoară la gât și îi torturează și îi spânzură. Acest act este de un barbarism nedescris și trebuie neapărat luat acțiune împotriva acestor manifestări. Polițiștii brașoveni au identificat două persoane implicate în acest caz. Un băiat de 17 ani care a și postat imaginile și un bărbat de 32 de ani. Luat la întrebări, adolescentul a povestit că nu el ar fi ucis râsul, ci câinii de la o stână. Asta în ciuda faptului că într-una dintre fotografii râsul își ține capul sus și are ochii deschiși. L-au prins câinii și l-au spintecat. Și cum a ajuns râsul la dumneavoastră în curte? Chiar nu vreau să vorbesc. Am auzit că l-au găsit mort acolo și l-au adus acasă, l-au pus pe Facebook că nu știa ce animale. Urmează ca medicii veterinari să stabilească după necropsie dacă animalul a murit sfâșiat de câini sau a fost schingiuit de oameni. În contextul în care rana este cauzatoare de moarte, e produsă de mușcătură, e produsă de un alt animal, se poate face diferența față de o ștrangulare cu un material antropologic, deci de natură umană. Râsul este o specie strict protejată la nivel european, astfel că vânarea, capturarea sau deținerea unui astfel de exemplar sunt strict interzise de lege. Fapta se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani sau cu amendă de la 5.000 de lei la 25.000 de lei. În cauza s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de braconaj. Specialiștii estimează că la ora actuală în România trăiesc aproximativ 2.600 de exemplare de râs. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.